Salutare, bine v-am regăsit într-un nou podcast Generația lui John. În fiecare luni la ora 13 ne vedem la Observatorul Prahovean. Astăzi salvăm mediul sau măcar încercăm să ajungem către tinerii care ar putea face mai multe lucruri cu viața lor și pentru ei, dar și pentru ceilalți. N-am cum altfel decât cu ajutorul unui invitat, mai exact o invitată, e vorba de Rania Darviș. Rania, bine ai venit în podcast! Bună ziua, bine v-am găsit! Rania, noi știm deja foarte multe lucruri despre tine, te-am tot căutat și pe internet, cei de la Observator ți-au făcut super știri pentru că meriți și pentru că faci foarte multe lucruri, însă îmi doresc să nu te laud eu, ci să spui tu cât mai multe lucruri despre tine, încă de la început în prezentare. Mă numesc Rania Darviș, am 17 ani, sunt elevă la Colegiul Național Mihai Viteazu, sunt cofondatoarea mișcării Fridays for Future, sunt asistent manager intern pentru delegații de tineret ai României la ONU, sunt coordonatoare pentru Parlamentul European al Tinerilor România, ambasadoare pentru Girl Up, sunt membru din boardul copilor UNICEF și fac tot posibilul ca să mă implică societatea și să fac o schimbare. Wow, la 17 ani? În clasa da, 11 ani? Da, 11 ani. Și ești din Ploiești? Da, sunt din Ploiești. Ești de la noi de aici, da? Da. Adică avem o valoare foarte, foarte faină și putem să o păstrăm o perioadă de timp. Hai să luăm pe rând, pentru că mi-ai spus foarte multe titulaturi și nici nu știu care e mai importantă pentru tine. Însă vreau să știu de când ai început tu să faci altceva decât să mergi la școală, altceva decât, nu știu, ceea ce fac cei mai mulți tineri în ziua de azi. Da. Păi, cred că m-am implicat dintotdeauna, adică încă din clasa 9 m-am înscris la Argo Debate, am participat la foarte multe competiții, dar cred că oarecum am început să mă implic în mod constant în clasa a 10-a, odată cu pandemia, odată ce am avut din ce în ce mai puține lucruri de făcut, temele de la școală erau din ce în ce mai puține, mai puțin solicitante și mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare, am timpul necesar și m-am implicat, am început. Există timp? Există. Bun. Cum ai început? Cum ai început să fii pasionată de mediu și să te implici activ în mișcări care practic sunt la nivel internațional, dar încep cel puțin în povestea asta cu orașul Ploiești, care știm cu toții că nu e chiar cel mai fain. Uh-huh. Când ieși din casă chiar și cu mască, da, parcă nu miroase bine. Cred că această pasiune pentru ecologie, tot ceea ce ține de încălzirea globală, a început toată cu pasiunea mea pentru politică, fiindcă am fost întotdeauna interesată de ceea ce ține de actualitate, de problemele globale. Odată cu pandemia am început să mă informez cu privire la schimbările climatice, am vorbit despre activista de mediu Greta Thunberg atât la școală cât și în grupul meu de prieteni și am observat că există posibilitatea ca eu să fac o schimbare, că există posibilitatea ca eu să fac această mișcare la nivelul orașului Ploiești și că odată cu mișcarea mea pot mobiliza un număr foarte mare de tineri care cu siguranță la nivel global vor putea să-și pună amprenta asupra unor lucruri foarte frumoase. Ai reușit asta până acum? Adică e totul bine? E în regulă? E ce trebuie? Cu siguranță am putea să facem mai multe din punctul meu de vedere, având în vedere că suntem două persoane, eu și colega mea, Daria Primăvăruș, oarecum suntem limitați de timp, de ceea ce trebuie să facem pentru școală, de toate celelalte activități în care eu sunt implicată. Am foarte multe responsabilități, dar în același timp eu cred că facem tot posibilul și că până în momentul de față am reușit să mobilizăm un număr impresionant de tineri, de elevi și studenți care au contribuit la conștientizarea populației cu privire la schimbările climatice. Rania, cum arată din punctul tău de vedere orașul Ploiești? Orașul Ploiești este un oraș care are foarte mult potențial din punct de vedere cultural, din punct de vedere al resurselor naturale și așa mai departe. În același timp, nu există foarte multe persoane care să fie interesate de ecologie și aici intervine problema. Și aici am intervenit noi cu mișcarea Fridays for Future, bineînțeles. Ploiești are foarte, foarte multe, are foarte mult potențial, mai ales în ceea ce privește tinerii. Sunt foarte mulți tineri care au potențial, care ar vrea să muncească, care și-ar da interesul cu privire la ecologie și considerăm că, deși orașul Ploiești, așa, în general, nu a arătat foarte multe potențial în ceea ce privește, nu știu, energia curată, oarecum o refacere a orașului, tinerii pot interveni și pot face o schimbare. Dacă e să mă uit așa în jurul meu, și poate acum sunt subiectiv și chiar îmi doresc treaba asta, mă uit la tineri care, da, sunt așa ca tine și merită tot respectul, toate aplauzele, și mă uit și în acea tabără a tinerilor care își fac de cap nu știu din ce motiv, probabil pentru că sunt pierduți sau pentru că se plictisesc sau pentru că nu le-a spus nimeni cât de capabili sunt să facă anumite lucruri. Hai să luăm cel mai simplu gest pe care îl vedem într-un moment în care suntem, știu, în stație sau ne plimbăm, fie că e vorba de un tânăr sau că e vorba de un adult, ne scapă cumva gunoiul ăla, nu mergem cu el la coșul de gunoi, ci să-l domnecare cine seria, vine cineva după el și
o să facă curat, că până la urmă trebuie să fie plătit și omul ăla cu niște bani. Cum comentezi asta? Din punctul meu de vedere, ține foarte mult de educație. Educația pe care noi o primim din partea părinților, din partea școlii, faptul că nu avem educație climatică, nu avem neapărat cursuri de ecologie la școală, cred că oarecum și-a pus amprenta asupra noastră, nu doar a tinerilor, dar a civilizații în general. Cu toate acestea, odată ce te informezi, schimbarea vine de la sine. O să vrei să mergi cât mai mult cu bicicleta, o să vrei să mergi cât mai mult pe jos, o să vrei să reciclezi, să te informezi cu privire la ecologie, să te implici în activități de înverzire a orașului. Unde, în Ploiești, să faci toate lucrurile astea? Da. Să te plimbi cu bicicleta în Ploiești? Mai greu, înțeleg că este puțin mai greu și foarte mulți au spus chiar lucrul acesta, dar în același timp putem merge pe jos. Te întreb tot la fel. În Ploiești vrei să mergem pe jos? Da. Am înțeles. Se poate. Putem, da, avem foarte multe parcuri, sunt extraordinar de bine puse la punct, avem tot ce ne trebuie. Nu avem tot ce ne trebuie, dar în același timp trebuie să vină un grup de oameni care să își dea interesul și odată ce cât mai multe persoane sunt interesate, cât mai multe persoane sunt mobilizate, schimbarea va veni. Uh-huh. Ești o voce foarte tânără, la 17 ani, lumea e frumoasă și îmi doresc din suflet să fie așa pentru tine și la 20 de ani și la 30 de ani și chiar și mai târziu. Iar pentru asta mi-aș dori să știu ce te împinge pe tine de la spate, ce te motivează pe tine să faci ceva în plus. Să faci ceva în plus care practic să te ajute și pe tine și să ajute, să influențeze și comunitatea. Întotdeauna am vrut să fac o schimbare în ceea ce privește egalitatea de gen, fiindcă eu am avut probleme în copilărie din punctul ăsta de vedere. Am vrut să fac o schimbare în ceea ce privește că educația din România nu este neapărat la nivelul la care ar putea să fie, având în vedere potențialul european. Cred că schimbarea a venit odată cu faptul că am văzut că am foarte mult timp la dispoziție și încă de mic am fost pasionată de istorie. De exemplu, am citit despre alte persoane care au făcut o schimbare în comunitatea lor, care au luptat pentru drepturile omului și mi-am dorit și eu, la rândul meu, să fac schimbări, mi-am dorit să mă implic și consider că, având același timp la dispoziție, precum au avut alte persoane remarcabile, precum, nu știu, Thomas Jefferson, Albert Einstein, cred că avem posibilitatea să facem acest lucru fiecare dintre noi. E musai să începem un pic să detaliem obiectivele, strategia României pe următorii 9-10 ani. Pentru că de acolo am înțeles că tu te inspiri, un soi de calendar al vieții tale pentru următoarea ta perioadă. Am văzut că tu le-ai învățat pe culori, pe numere și te rog așa, într-o ordine, să le și discutăm. Să vedem cam care ar trebui să fie implicarea ta în astfel de obiective și cum poți chiar să dai mai departe. Da. Interesul meu față de cele 17 obiective de dezvoltare durabilă am venit odată cu un proiect Erasmus. Am fost timp de o săptămână în Spania și am studiat acolo și acolo am învățat în primul rând despre Organizația Națiunilor Unite, despre aceste 17 obiective de dezvoltare durabilă. Iar în septembrie m-am înscris, sunt Assistant Management Intern pentru delegații de tineret ai României la ONU, deci am responsabilitatea la rândul meu să promovez aceste obiective, cum ar fi foamete zero, fără sărăcie, egalitate de gen, acțiune climatică, educație de calitate. Iar eu oarecum încerc să le promovez pe toate. Aș putea începe, de exemplu, cu educația de calitate, care cred că este numărul 4 sau numărul 5. E corect ce spui, da. Da, fiind director al Departamentului Cultură, Educație și Programe Școlare în cadrul Consiliului Județean al Elevilor Prahova, chiar recent, acum o săptămână sau două săptămâni, am organizat un webinar care a avut la bază educația de calitate. Am vorbit despre educația în România, am vorbit despre activități în care tu, personal, ai putea să te implici pentru a face o schimbare. Obiectivul numărul 13, acțiune climatică, fiind cofondatoarea mișcării Fridays for Future, facem tot posibilul pentru a contribui la conștientizarea oamenilor cu privire la încălzire globală, pentru a contribui la educația ecologică în comunitate. Ar mai fi, de exemplu, egalitatea de gen, obiectivul numărul 5, dacă nu mă înșel. Sunt ambasadoare pentru organizația Girl Up, care este prima organizație care luptă pentru egalitatea de gen și pune în primul rând accent pe tineri din România. Deci consider că până în momentul de față am reușit oarecum să le promovez. Consider că aș putea să fac mult mai multe și pe viitor îmi doresc chiar să le promovezi pe toate, chiar să contribui la dezvoltarea României. Brania, la tine ziua are mai mult de 24 de ore? Nu. Foarte multe persoane mă întreabă cum reușești și cu școala. Hai, un secret ceva, că tot îmi turui, tot îmi spui și mă gândesc că trebuie să fie ceva la mijloc. Îți face altcineva lecțiile, se duce altcineva în locul tău la școala asta online? Desigur, bineînțeles, înțeleg și conștientizez faptul că odată cu școala online am avut mult mai puține teme de făcut. Treaba mea pentru acasă e din ce în ce mai puțin, dar în același timp chiar și înainte eram implicată. Deci nu cred că școala online oarecum a pus amprenta pe timpul meu liber.
Pur și simplu sunt motivată, sunt ambițioasă, sunt o persoană determinată, îmi place foarte mult să învăț, particip la foarte multe concursuri, îmi face plăcere să stau acasă și să citesc despre politică, despre ceea ce se întâmplă în momentul de față și chiar îmi face plăcere să mă implic. Deci pentru mine nu este neapărat o treabă. Hai să avem măcar 5 noi obiceiuri pe care tinerii să le pună în aplicare, iar părinții care ne urmăresc, să spunem, să le dea mai departe. Și care aceste obiceiuri să ajute atât planeta cât și pe tânăr în sine. Păi, în primul rând, deși am mai menționat odată, ar fi să mergem, să folosim transportul public, să mergem cu bicicleta, să mergem pe jos pentru a ne reduce amprenta de carbon. Chiar dacă suntem acum în vreme de pandemie? Chiar dacă suntem acum, cred că putem face un efort dacă tu ca persoană... Să știi că eu astăzi am mers cu 30 și era cam full. Înțeleg. Și chiar mi-am pus așa un pic întrebarea, zic, este safe sau nu? Să mai merg data viitoare sau bine, a fost și cu ploaia asta, zic, ok, n-am cum să merg pe jos. Ok, deci practic să facem cumva să nu stăm câte 2-3 în mașină sau singuri în mașină, ci să fim mai mulți în același loc și să ocrotim mediul. Mai departe. Cu privire la transport, de foarte multe ori optăm pentru o vacanță în străinătate. Este foarte posibil să stăm nu acasă, dar să stăm în țară. Oarecum să evităm transportul aerian. Înțeleg că de foarte multe ori nu este posibil, înțeleg că nu avem neapărat motivația de a lua vacanța în România, dar de foarte multe ori chiar este posibil și este chiar necesar. Putem evita hârtia, putem folosi dispozitivele electronice în momentul de față, mai ales cu pandemia. Cred că foarte mulți dintre noi am folosit doar dispozitivele electronice. Putem achiziționa doar produse biodegradabile, produse care noi știm că nu vor dăuna neapărat mediului, să fim atenți cu privire la acest lucru și, în ultimul rând, să ne informăm cu privire la schimbările climatice, să ne implicăm în asociații de înverzire a orașului, asociații care au aceste obiective și să facem tot posibilul pentru a le sponsoriza, de exemplu, de a oferi o mână de ajutor. Zici bine tu. Mi se pare că pandemia cumva a oferit o oportunitate acestor obiceiuri, adică am stat mai mult acasă, n-am mai consumat hârtie, autobuzul îl folosim mai rar pentru că ne e teamă de virus, facem cumva lucrurile să fie mult mai simple. Însă nu e atât de ușor. Nu poți să-i spui tânărului, fă și asta, și asta, și asta, și asta, fără să vadă rapid niște rezultate, măcar în cazul tău. Adică tu să fii un reper pentru foarte mulți dintre tineri și să spună lumea, da mă, păi uite, am văzut-o pe Brania și Rania spune, n-am voie să fac asta pentru că, știi, sau am voie să fac asta pentru că ajută mediul. Cât plastic aruncăm și de obicei nu-l aruncăm acolo unde trebuie sau dacă ne-l aruncăm în locul potrivit, probabil că el n-ajunge unde i-ar fi destinația. Sunt niște lucruri pe care... Cumva dacă tu le spui, ele nu sunt suficiente pentru că nu există infrastructură pentru ele. Înțeleg. Nu ne-am pregătit foarte bine pentru toți pașii pe care noi vrem să-i facem, nu știu, în 10 ani de zile sau până în 2030. Concret, care e cel mai important lucru pe care tu îl vezi pentru țara asta și care e musai să fie făcut? Educație. Educația? Educație, da. Educația până la 6-7 ani sau educația... Educația de calitate. Cu ce siguranță. Înseamnă educație de calitate? Educația de calitate înseamnă, bineînțeles, este un termen foarte, foarte complex, dar înseamnă o educație, înseamnă ca România să nu mai fie pe ultimul loc în ceea ce privește informarea tinerilor, în ceea ce privește oportunități pentru tineret la nivel european, în primul rând. Înseamnă ca noi elevii să mergem la școală, să învățăm, să ne întoarcem acasă cu anumite informații, să nu le uităm peste o săptămână. Educația de calitate este un termen foarte, foarte complex, dar reușește să mobilizeze foarte, foarte multe alte aspecte, adică ecologie, infrastructură, inovație, toate aceste lucruri țin de educația poporului, țin de educația noastră. Și putem să inventăm un instrument care să măsoare calitatea educației? Să avem un reper, că spunem, da, uite, până acum am fost de 5, de aici încolo suntem de 7, pentru că am făcut niște pași în față. Desigur, există foarte multe repere la nivel european, foarte multe teste care s-au făcut, foarte multe lucruri de genul acesta care demonstrează oarecum că educația în România este la un nivel mai jos din punct de vedere european. Sunt foarte multe repere care demonstrează acest lucru, dar cu toate acestea consider că există potențial, adică eu cel puțin am văzut în propria mea mișcare persoane de la anumite licee care nu s-ar fi implicat în mod normal, care nu erau neapărat interesați de ecologie, dar s-au uitat pe pagina noastră de Instagram, de exemplu, și au văzut că noi promovăm și alte lucruri, au văzut oarecum anumite aspecte asemănătoare între Fridays for Future Ploiești și ceea ce face Greta și oarecum, cu toate că la început nu ar fi avut neapărat ambiția, nu ar fi fost neapărat determinat să intre și să facă o schimbare, au venit, s-au interesat și ușor, ușor cred că am reușit să facem anumite modificări în ceea ce privește educația lor, ca să spun așa.
Tu, Rania, dai o șansă educației în România? Eu, Rania, sper și eu, Rania, lupt pentru educația din România. Răspunsul tău la următoarea întrebare o să mă facă să înțeleg dacă avem o șansă sau nu, la modul serios, apropo de educație. Care e întrebarea? E foarte simplă. După ce termin cu liceul aici, în Ploiești, care e următorul pas? Eu voi opta pentru o universitate în afară. Deci pleci din țară? Da. Pentru început voi pleca din țară, cel puțin eu. Asta mi-am dorit întotdeauna, să urmez cursurile la Universitatea Oxford sau la Cambridge, adică asta a fost întotdeauna visul meu. Wow. Dar fiindcă sunt foarte pasionată de politică, foarte, foarte pasionată de politică, îmi doresc să mă întorc în țară și cred că ceea ce voi învăța în afară, adică, de exemplu, cursurile pe care eu le voi urma de politică, filozofie și economie, sper eu, mă vor ajuta să mă întorc în țară cu anumite informații care vor beneficia societatea. Deci, cu toate că eu voi studia la universitate în afară, visul meu este să ajung europarlamentar, să reprezint România la nivel european și, bineînțeles, asta înseamnă să mă întorc în țară și nu să plec definitiv. Asta pentru că acum ai anumite valori pe care ți le-ai consolidat. Însă da, dacă mergi la universitate în străinătate, s-ar putea acolo să descoperi o altă lume care să te pună pe gânduri și mai mari și să uiți de România. Știi că asta e neapărat problema, asta e situația tinerilor. Cei care au potențial merg mai departe, merg pentru ei, mi se pare absolut normal că de-aia înveți, de-aia pui în practică. Vor să facă ceva și pentru țară, însă descoperă din străinătate că ar putea face mai mult cu viețile lor. Și ăsta e marele challenge. Înțeleg. Să poți cumva să nu uiți. Să poți cumva să faci din zona asta gri o grădină plină cu oportunități. Așa este. Eu, deoarece am copilărit în Emiratele Arabe Unite, o țară foarte, foarte dezvoltată, o țară cu foarte mult potențial, în momentul în care m-am întors și m-am mutat în România, am văzut diferențele și înțeleg că foarte multe persoane ar opta, de exemplu, pentru o carieră mai personală, ceva cu antreprenoria, ceva care ar beneficia doar persoana respectivă sau un număr mic de oameni, dar eu, cel puțin, am fost totdeauna pasionată de să ajut societatea în general, adică întotdeauna plec în vacanță, mă întorc în România și mă gândesc ce aș putea eu să implementez la mine în comunitate, la mine în țară. Motiv pentru care sunt și foarte pasionată, după cum am spus, de politică. Consider că politica este una dintre modalitățile prin care noi chiar putem să ne implicăm și totul începe de acolo, din punctul meu de vedere. Uite, sunt oameni care spun te felicit în primul rând, da? Iar în al doilea rând îți spun că nu e chiar cea mai bună, cea mai fericită comparație asta cu Greta și cu, probabil că e acolo un soi de mini neînțelegere. Da. Însă sunt oameni care deja au dat like paginii de Fridays for Future Ploiești și întrebarea e ce se întâmplă după ce dau like. Deci după ce am auzit de proiect, îmi place, care e următorul pas? Bineînțeles, mișcarea noastră este dedicată tinerilor și studenților. Cu toate acestea, avem nevoie de ajutor din partea fiecărui om, adică în momentul în care dai like paginii noastre, vei vedea progresul nostru, vei vedea activitățile noastre. Chiar în perioada aceasta am avut o perioadă de recrutare și s-au înscris aproximativ 120 de tineri. Deci, deși suntem doar o mișcare, nu suntem o asociație, nu avem personalitate juridică, noi încercăm să facem colaborări, să colaborăm cu alte asociații și, da, persoanele care dau like, din punctul meu de vedere, ne sprijină, cu toate că poate nu financiar, ne sprijină și acest lucru contează foarte mult pentru noi. De ce nu sunteți un ONG, o fundație? Ar fi puțin mai complicat să fim un ONG, din cauza faptului că eu am 17 ani, cofondatoarea Daria Primăvăruș tot așa are 17 ani. Și n-aveți niște prieteni, familia care să vină să construiască asta? Ba da, chiar ne-am gândit să facem un ONG, vara noastră a fost dedicată a construirea acestui ONG, dar din nou este un proces foarte, foarte complicat. Totuși ne gândim să facem un ONG pe viitor, adică deși în momentul de față este doar o mișcare, obiectivul nostru va fi întotdeauna să fie ceva oficial, ceva care poate să reprezinte tinerii într-un mod mai concret. Știi cum e, dacă vrei să ai, să aplici pentru proiecte care sunt finanțate de Uniunea Europeană, e bine să ai deja un istoric. E bine să fiți o echipă, dar e și mai bine să aveți un ONG. Un statut, da. Nu mai statutul, ci ideea în sine, poate vrei să comunicați totul într-o singură linie. Ai și o parte mai personală din ce am înțeles eu, sau cred că aici ar interveni un pic Greta de România, Greta de Ploiești sau mai multe persoane care sunt în aceeași zonă de influență. Știu că tu ai un blog, mai mult decât un blog, ai o platformă pe care scrii o întreagă echipă.
Te rog, da, să mă ajuți cu mai multe informații, să aflăm despre ce este vorba și ce descoperim acolo. Alături de colega mea, fiind ambele foarte pasionate de diplomație, de relații internaționale, de politică internațională, politica națională, am început blogul Daily Dose of Millennial, care are la bază anumite articole. Este o revistă, așa, articole despre politică, despre opinia, perspectiva unui tânăr cu privire la lumea globală, cu privire la tot ceea ce ține de actualitate. Și da, în momentul de față suntem patru scriitoare care suntem tot așa pasionate de tot ceea ce ține de lumea relațiilor internaționale și postăm aproximativ atât la câteva zile. Considerăm că am avut un reach și chiar avem aproximativ 300 de cititori în fiecare lună și considerăm că o să creștem din ce în ce mai mult. Cu cât vorbești mai mult despre proiectele pe care le faci, cu atât vor intra mai mulți oameni să afle și să facă ceva. Așa este. Dar e tot semnul ăla de întrebare, ce pot să fac eu? Am auzit de tine, da? Am auzit de tine, Rani, am auzit de proiectele tale, dă-mi să fac ceva. Aveți, nu știu, un buton de donație, aveți un buton de fi voluntar pentru o zi sau fă treaba pe care noi ne putem face în timp respectiv. Ceva care să-i implice pe cei care sunt interesați. Nu este suficient să te uiți la o pagină, să citești articole, să spui da, am înțeles. Important este să ai niște acțiuni care au rezultate. Așa este. Deși foarte mulți tineri nu sunt neapărat pasionați de ceea ce sunt eu pasionată, de politică, de ecologie, de tot ceea ce ține de educație, acești tineri poate sunt pasionați de alte subiecte. Iar în momentul în care mă vor vedea pe mine că sunt implicată, consider eu că oarecum vor fi motivați să exceleze și ei în domeniile lor. Deși nu toți avem aceleași activități în care suntem implicați, nu toți avem aceleași voluntariate, poate nu toți ar fi interesați neapărat să-mi citească blogul, fiindcă nu sunt interesați de politică. Consider că în momentul în care vezi un tânăr că face ceea ce vrea, face ceea ce reprezintă o pasiune pentru el, motivezi și alți tineri să facă același lucru în domeniile lor. Cât de importantă este politica în viața tinerilor? Destul de importantă, bineînțeles, depinde foarte, foarte mult de țară, bineînțeles, dar eu consider că este foarte importantă educația, ecologia, tot ceea ce facem în viața de zi cu zi ține de politică, ține de istorie, de deciziile care se iau la nivel înalt. Păi și dacă n-ai drept de vot, adică de ce te-ar interesa politica? Cel puțin pentru mine a reprezentat întotdeauna o pasiune, fiindcă, din punctul meu de vedere, în momentul în care ești implicat în politică, ai dreptul, ai oportunitatea, ai posibilitatea să schimbi ceva în mod direct. Bineînțeles că activismul este oarecum paralel cu, nu este într-o legătură directă cu politica. Totuși, din punctul meu de vedere, politica reprezintă modalitatea prin care noi putem să ne implicăm și tot ceea ce ține de viața noastră de zi cu zi este însemnă legătură cu politica. Deci, ca să ne facem așa o părere despre cum vezi tu politica, poți să-mi adaugi trei cuvinte, nu trebuie să fie neapărat niște adjective, și să aibă legătură cu felul în care tu vezi politica în România. Termenul politica este de asemenea un termen foarte, foarte complex, dar eu l-aș vedea în sensul legătură cu filozofia, în primul rând, cu sociologia și cu istoria. Iartă-mă. Mă gândeam că printre cuvinte, nu știu, măcar o să-ți vină pentru un moment, neapărat în cultură, dar un pic de corupție, o semicorupție, o proastă influență. Nu avem și astfel de cuvinte în program? Din păcate avem și astfel de cuvinte. Coruptibilitatea este un adjectiv care este des folosit în momentul în care descriem politica din România și politica în general din Europa externă, de Est. Nu cred că doar la noi este normal și în mod special politica din Estul Europei poate fi definită în acest mod. Cu toate acestea, eu consider că se poate face o schimbare, adică da, înțeleg că oarecum politica din România este descrisă în primul rând prin coruptibilitate, prin anumite adjective mai negative. Totuși eu întotdeauna încerc să văd partea plină a paharului. Când te uiți așa la televizor și vezi oamenii ăștia care sunt la putere, ești mulțumită că ei te reprezintă? Ești mulțumită că acești oameni iau decizii și pentru tine? Nu sunt mulțumită, în mare parte nu sunt mulțumită, deși te oftică momentul în care vezi că există un discurs incoerent, când vezi că oamenii greșesc de 3-4 ori pe minut și asta pentru că, nu știu, n-au fost când era necesar la școală sau pentru că sunt acolo degeaba, sunt puși printr-o recomandare? Normal, cred că nu ține neapărat de pasiunea pentru politică. În momentul în care vezi un asemenea lucru, bineînțeles că este un lucru regretabil. Adică și da, pentru mine este un lucru foarte, foarte trist și chiar mă afectează. Cu toate acestea, din 100 de oameni, din 100 de politicieni, întotdeauna eu văd un politician care mă reprezintă, cel puțin unul. Fără să-mi spui partidul, da, ai vreunul care, pe care îl simpatizezi? Da. Deci există. Există. Și ai vrea ceva mai târziu să interacționezi cu acesta, să fii membru de partid?
Da, eu, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu europarlamentar, consider că la un moment dat trebuie să mă scriu și un partid, bineînțeles. Există tendința omului de rând care spune că nu vreau, nu mă interesează asta cu partidele, cu nu, ăștia sunt toți corupți, toată lumea fură. Însă dacă nu sunt tineri care să se implice, dacă nu sunt tineri care să pună întrebări, atunci o să rămânem la stadiul ăsta sau poate chiar o să coborâm și mai tare valorile ca să, nu știu, ca să ne ducem de tot de râpă. Ce te-ar face pe tine, tu, Rania, în momentul ăsta la 17 ani, ce te-ar convinge sau cum am putea noi să te convingem? Și când spun noi, nu mă refer la mine, nu mă refer la cei de acasă, nu mă refer la echipa Observatorului Prahovean, mă refer așa, la întreaga Românie. Ce am putea să facem pentru tine ca tu să rămâi în țara asta, să nu te duci la Oxford? Nu înseamnă, atenție, nu înseamnă că ai beneficiat de mai puțină informație. Ce să facem să rămâi în țara la noi? Că ești o valoare, e păcat. Mulțumesc. Eu aș rămâne în țară dacă aș vedea implicare, dacă aș vedea interes, dacă sunt foarte multe persoane care nu înțeleg neapărat despre ceea ce vorbesc eu în momentul în care încep să discut despre politică, ecologie, dar dacă eu văd că persoana respectivă mă întreabă, dacă eu văd că persoana respectivă încearcă să se implice, încearcă să se informeze, după ce a avut o discuție de 5 minute cu mine, s-a dus și s-a informat, atunci eu oarecum văd potențial și, bineînțeles, dorința de a rămâne în țară este una din ce în ce mai mare și mai semnificativă. Ca să poți să formulezi anumite întrebări, ai nevoie de niște neuroni funcționali. E atât de ușor să pui întrebări. Trebuie să înțelegi subiectul, să te deranjeze sau să-ți placă, să ai deja o viitoare țintă. Și practic s-ar putea să fii uneori dezamăgită, dar e prea puțin pentru mine, înseamnă că pleci. Altceva, în afară de a vedea implicare din partea altor tineri, fiecare zice mai e pe treaba lui, fiecare vede viața altfel. Dacă mâine, poimâine ai reușit să creezi un val, un val puternic de putere, de informație și de influență la nivel de în România, chestia asta te-ar face să rămâi mai multă vreme aici? Normal, normal. Și un alt aspect care pe mine mă preocupă într-un mod semnificativ ar fi lipsa oportunităților. Deci, Dacă practic, ar... pentru tine, tu știi ce spui acum, dacă președintele și oricine din guvernare s-ar uita la podcastul ăsta, astăzi sau mai târziu, tu ai spune așa: eu îmi iubesc țara, mie îmi place ce se întâmplă cumva pe aici, dar nu mi este suficient cât îmi oferiți și atunci mă simt obligată să merg mai departe. Deci nu e că nu vrei, e că e prea Da, puțin. așa Asta este. greșesc? Nu, nu greșit, este adevărat. Păi hai să strângi o gașcă de tineri. Ai deja trei, cu tine patru oameni în platforma asta despre care mai vorbim de vreme. Strânge mai mulți oameni să facă ceva. Încercăm să facem acest lucru, chiar în fiecare zi ne gândim la modalități prin care noi am putea să facem o schimbare, prin care noi am putea să implementăm aceste obiective de dezvoltare durabilă și nu numai în comunitatea noastră. Cu toate acestea, nu este chiar atât de ușor, adică oarecum eu am ajuns într-un anumit punct și totuși consider că aș putea să fac mult mai mult și am ajuns în poziția în care eu mă aflu în momentul de față după aproximativ 6 luni de muncă, deci este puțin mai complicat, dar totuși, cu toate acestea avem potențial, consider că putem să facem acest lucru la un moment dat. Care e poziția ta vis-a-vis de vaccinare? Eu o să mă vaccinez. Și este un lucru pe care cumva vrei să-l arăți ca un soi de model pentru ceilalți? Deși în momentul de față nu m-am vaccinat, fiindcă sunt minoră și nu reprezint neapărat o prioritate din punctul acesta de vedere, apreciez foarte mult oamenii, celebritățile, influencerii care și-au pus oarecum anumite postări care au promovat acest lucru, consider că este foarte, foarte important și totuși totul vine oarecum de la fake news, de la persoane care nu sunt foarte, foarte informate, dar cu toate acestea eu bineînțeles că o să mă vaccinez și o să încurajez persoanele care au această posibilitate să se vaccineze în momentul de față. Și te-ai informat sau te vei informa vis-a-vis de acest vaccin? Normal. Care sunt principalele întrebări pe care ți le-ai adresat sau pe care ți le vei adresa vis-a-vis de vaccin? Nu știu dacă am neapărat în momentul de față anumite întrebări și nu îmi vin aceste întrebări în momentul de față, fiindcă deja oarecum am informat, dar desigur, dacă tu ca o mai anumite întrebări, următorul lucru pe care ar trebui să-l faci ar fi să citești, nu neapărat să zici de la început nu mă vaccinez, nu sunt foarte sigur de acest lucru, nu sunt foarte sigur de consecințe, motiv pentru care nu mă vaccinez. Important este să citim foarte, foarte mult, să ne uităm mai multe surse, să ne uităm în anumite surse credibile și apoi să luăm decizia finală. Mai avem foarte puțin din podcastul acesta și mai am două mici provocări pentru tine. Unul la mână, vreau să știu dacă ai un mentor, cineva care îți este stâlp așa în informare, dacă e un om care e alături de tine și care te influențează zi de zi ca tu să ajungi mare.
Da, cu siguranță am această persoană, care este colega mea, Daria Primovăruș. Toate mișcările pe care noi le-am fondat, toate proiectele pe care noi le-am pus oarecum mai departe, le-am făcut alături de ea. Toate deciziile pe care le iau, toate competițiile la care particip, de cel mai multe ori particip alături de ea. Și da, pentru mine reprezintă un adevărat idol și sper ca această prietenie să fie una cât mai Un soi importantă. de colaborare pe Da, termen lung, da? da. Și ultima carte pe care ai citit-o sau o carte care pentru tine e importantă și ai dori să o recomanzi? Ultima carte pe care am citit-o, chiar aseară am început o carte, Deci este România altfel, scrisă Așa. de Lucian Boia. Am Și ai început-o, aflat ceva acolo din DCO? am citit puțin despre istorie, sunt încă la primele două capitole, dar o să vă spun în momentul în care voi termina. Care e mesajul pentru cei de acasă? Implică-te, informează-te, implică-te. Implică-te și informează-te. Rania, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Mulțumesc și eu. Te rugăm să te mai gândești un pic și cu Oxfordul și cu Cambridge și cu România. Nu se știe ce alte restricții mai apar sau cât de liberă va fi întreaga planetă și indiferent unde ai fi, nu uita să vorbești și pe limba României și să-i faci pe tinerii de aici din comunitate să fie mai dezghețați. Fă-le ceva. Zile ceea ce vor să audă, dar apoi pune-i și pe ei pe implicare. Ar fi păcat să avem doar, nu știu, un tânăr la 1000, un tânăr genial la 1000 de alți tineri care se întreabă doar de ce. Important este să faceți un soi de research și să nu stați locului. Se pare că invitata din podcast chiar stă de dimineață și până seara să se implice și puteți să faceți și voi la fel. John, să ne auzim luni în podcast de la 13. Numai bine!